Bună seara, da. Agentul Niceanu de la poliția rutieră, documentele, vă rog. Da, am fost oprit. Vreau să vă întreb pentru ce, vă rog, motivul, ce doriți, motivul pentru ce mi-ați oprit și vă dau toate documentele. Documentele, după care vă aduc la cunoștință motivul pentru care ați fost oprit. Da. De ce? Că v-am văzut că stați de vorbă? Nu, nu, dar dumneavoastră v-ați văzut... cetățenii care nu am... A, dar nu înțeleg, dar cum să nu? Înțeleg. Bineînțeles, dar vreau să știu și eu motivul, dar da? Nu, nu sunteți dumneavoastră măsură să-mi cereți mie explicații. Dar nu să vă cer dumneavoastră, dar pentru ce am fost oprit. Pentru ce am fost oprit. Problema, deci, nu vă cer. Deci prezentați documentele, aveți un minut la dispoziție să-mi prezentați documentele. Și dacă nu, cum adică un minut? Dacă nu sunt pentru refuz de legitimare, foarte. Bun, m-ați mai oprit azi, da? Da, tot aceeași problemă ați făcut-o, da? Care aceeași problemă? Pentru că m-ați amendat, femeia n-ați amendat-o. Da, v-ați fost sancționat pentru oprire neregulamentară, da? Domnul Stănescu, dacă nu. Da, domnul Ferdinand, da, da, da. Certificatul și asigurarea, vă rog. Da, poftiți, ați mai luat-o a doua tură, da? Astăzi e a doua tură, da? De oprit. Da, poftiți, da. Am luat o amendă. Puteți să vășiți contravenții, puteți să fiți oprit de enori. Da? Vă rog, aplicați legea. Să stați cu telefonul în mână în timp ce conduceți, da? Sunt alte activități la volan. Unde m-ați văzut dumneavoastră cu telefonul în mână? Atâta aici, timp, întors, atâta da, timp cât erați dumneavoastră oprit cu domnii, ați lăsat mașina de poliție. Sunt oprit sau nu, dumneavoastră. Bun. Nu aveți voie să stați cu telefonul astăzi, în mână, da? M-ați mai dat o amendă, da? Foarte bine, bun. Mai primiți una, nu este nicio. Vă rog frumos, da? Dați două amende. Mai primiți o sancțiune, vă rog frumos. Da? Am rugămintea să așteptați la mașină. Da. Thank you.